Acest gen de intervenții sunt la ordinea zilei în stațiunile de pe litoral. Apa ascunde pericole uriașe, chiar și când pare liniștită. Cei mai vulnerabili sunt copiii. În peste 70% din misiunile de salvare sunt implicați minori, iar salvamarii sunt în alertă chiar și peste 12 ore pe zi. Să-i lăsați să stea de dumneavoastră? Păi nu știu, cam cât cred eu că le ajunge lor apa unde mi-ar ajunge mie până la genunchi, zic. Dar stau întotdeauna cu ei, nu-i las niciodată singuri. Mai bine de jumătate dintre cazurile de înnec au loc în apropierea părinților, care nu reacționează prompt când cel mic e în pericol, spun salvatorii. Victima nu are nici timp să facă semne sau să strige după ajutor. În astfel de cazuri, salvamarii aseamănă înnecul cu o moarte tăcută. O persoană când se neacă nu face gălăgie, nu țipă, nu dă semne, nu se observă, nu e atât de vizibil. Unele persoane cred că se joacă sau fac o glumă, dar din păcate se întâmplă cu totul altceva. Care sunt semnele când cineva are nevoie de ajutor în apă? Nu cunosc, nu. Păi se duce la fund în apă, ridică mâinile, se zbate, semne de ale înnecului. Cum cazurile copiilor sunt mai speciale, salvamarii sunt nevoiți să intervină cât pot de repede. Copilul se panichează mai repede, mult mai repede. Mergem pe marginea cutiei toracice, îi găsim sternul, punem două degete deasupra, 30 de apăsări, urmate de două respirații. Distanță maximă, o lăsați să meargă. Până la geamandură. Dar știe să înnoate? Nu știe. De la 1 iunie, 250 de cazuri de NEC au alertat salvamarii numai în Mamaia și în Constanța. Anul trecut, 36 de oameni și-au pierdut viața.